Aș dori să studiem împreună un mesaj în această ocazie și v-aș invita să rămâneți împreună cu mine pentru câteva minute. Sunt sigur că mesajul acesta va aduce bucurie în inima cuiva. Va fi o sursă de încurajare și de ridicare pentru unele suflete care s-ar putea să fie descurajate la aceste momente. Am vrea să privim împreună la o latură a caracterului plin de iubire a lui Dumnezeu. Și vrem să vedem împreună cum Dumnezeu își arată dragostea față de noi oamenii, slabi, nevrednici, păcătoși, plini de greșeli, plini de slăbiciuni, chiar îndărătnici de multe ori. Să vedem cum se poartă Dumnezeu cu omul păcătos și supus greșelilor și eșecului, chiar și atunci când, în repetate rânduri, noi continuăm să mergem pe aceeași cale și să-L întristăm pe Dumnezeu. Însă pentru a înțelege mai bine această lecție minunată și deosebită și această realitate a iubirii lui Dumnezeu față de noi, manifestată prin această atitudine de a avea răbdare și milă față de omul păcătos, slab și greșit. Aș vrea să vă duc înapoi cu gândul în urmă cu aproape 2000 de ani. Și am putea să ne imaginăm 13 bărbați care treceau pe străzile Ierusalimului. Era într-o joi seară. Erau obosiți, erau prăfuiți și își căutau un loc pentru a sta împreună la masă. Este vorba despre sărbătoarea Paștelui sau ceea ce Biblia numește cina, cea de taină. Dacă încercăm să ne aducem aminte de ceea ce spun cele patru evanghelii, Domnul Iisus Hristos, Învățătorul, era împreună cu cei 12 și dorința Lui foarte mare era ca în seara aceea El să le împărtășească anumite gânduri. Voia să le vorbească despre evenimentul care tocmai urma să aibă loc. Cel mai important eveniment care urma să aibă loc în viața lui Iisus. Răstignirea sa. De asemenea, voia să le pregătească inima și pentru a înțelege importanța primirii Duhului Sfânt în viața lor. Eveniment care urma să aibă loc puțin mai târziu. Și nu doar atât, dar Domnul Hristos dorea să folosească acea ocazie specială pentru a sta într-o părtășie deosebită cu cei 12. Însă, în timp ce privim la această imagine și aș vrea să vă imaginați scena aceea care de multe ori se încearcă a fi pictată în anumite tablouri. Mai mulți artiști au încercat să facă lucrul acesta, însă de data aceasta aș vrea să încercăm cu imaginația noastră să vedem puțin scena aceea. Din învățătura cuvântului lui Dumnezeu cunoaștem foarte bine următorul fapt. Că Domnul Iisus Hristos, în momentul în care se afla la masă cu cei 12, Ioan, și anume ucenicul iubit, spune cuvântul că se afla la dreapta Domnului Iisus. Cu alte cuvinte, era cel mai aproape de Domnul Iisus. Nu doar că era cel mai aproape, dar avem descoperit faptul că el adesea stătea cu capul pe pieptul lui Iisus și asculta cu mare interes cuvintele sale. El este numit ucenicul iubit pentru că, într-adevăr, dragostea lui față de Iisus era una specială. Și Iisus îl iubea într-un mod special, bineînțeles. Însă vreau să știți că Iisus îi iubea pe toți ucenicii. Însă aș vrea să vă gândiți la următorul lucru. Ioan, ucenicul iubit, care se afla atât de aproape de Iisus, întrebarea mea este, ce căuta el acolo? De ce Ioan era atât de aproape de Domnul Iisus? Vă amintiți când într-o ocazie Iacov și Ioan au cerut Domnului Iisus să distrugă o localitate unde erau samariteni? Și în zelul și în dorința lor de a face ceea ce ei considerau că este bine, i-au spus, Doamne, dacă ar sta în puterea noastră, i-am nimicit pe oamenii aceștia. Nu este acolo tot același Ioan care la un moment dat mama lor s-a dus la Iisus și a spus, vreau ca ei să șadă unul la dreapta și unul la stânga ta, când mi-e venit împărăția ta?
Adică se pare că nu era un om prea deosebit din anumite puncte de vedere. Și totuși îl vedem foarte aproape de Domnul Iisus în seara aceea. Apoi dacă continuăm puțin să ne uităm la imaginea aceea, privind la toți ucenicii și la scena care avea loc în acele momente, de partea cealaltă a Domnului Iisus, la stânga Lui, știți cine se afla, prieteni? Da, într-adevăr, se afla Iuda Iscariotean. Despre Iuda am putea să spunem multe. Dar ne amintim că doar cu câteva timp în urmă, fiind în casa lui Simon într-o ocazie, Iuda a mustrat-o și a criticat-o mai degrabă. Iuda a criticat-o aspru pe Maria pentru gestul pe care l-a făcut față de Iisus. Iar în momentul acela Iisus l-a mustrat pe Iuda pentru egoismul lui și pentru avariția care era în inima lui. Ce caută Iuda lângă Domnul Iisus? De ce acești ucenici erau atât de aproape de Iisus în acele momente? Și aș pune altfel întrebarea: de ce Iisus mai era cu ei și de ce ucenicii erau încă cu Iisus? Adică, gândiți-vă numai la Petru. De câte ori Petru nu făcea niște greșeli, uneori chiar greu de acceptat, de câte ori nu arunca vorbe într-un mod neînțelept și îl întrista chiar pe Mântuitorul. Amintiți-vă de situația în care Petru este apreciat de Domnul Iisus pentru un lucru bun. Și doar la câteva ore mai târziu, Petru spune: Dumnezeu să te ferească să ajungi la cruce. Și ce răspunde Iisus? Înapoi a mea, Satana. Deci, și apoi nu este doar atât. Petru a ajuns în situația în care să vorbească într-un mod în care să-L descurajeze pe Domnul Iisus Hristos de la lucrarea pe care El venise să o facă și de la evenimentul crucii. Dar nu doar atât. Petru era același care în seara aceea s-a lepădat de Domnul Iisus de 3 ori. Dacă vă uitați la experiența lui Petru și la modul în care el se comporta în mijlocul acestui grup, se pare că Iisus îl mustra mai des pe Petru decât pe Iuda. Avea atât de multe greșeli, avea atât de multe slăbiciuni și îl lua gura pe dinainte. Făcea multe greșeli în vorbirea lui și în atitudinea pe care o avea față de ceilalți. Și stau și mă întreb încă o dată: ce căutau oamenii aceștia cu Iisus? Timp de 3 ani și jumătate, Domnul Hristos a străduit să-i ajute să înțeleagă care este misiunea lui, care este lucrarea lui, care este importanța crucii. Și ei, nici măcar la momentul acesta, când se aflau în camera de sus, ei încă nu erau conștienți de ceea ce urma să se întâmple. Ba mai mult, dacă i-ar fi privit în seara aceea, așa cum în repetate rânduri, întotdeauna s-au riscat certuri și neînțelegeri în mijlocul lor, chiar și în momentul acela ei se luptau între ei. Știți pentru ce? Care este mai mare între cei 12? Iar în timp ce ei se luptau pentru întâietate, Domnul Iisus Hristos era adânc întristat pentru că El știa ce urmează. Același Petru care noaptea aceea a dormit când Domnul Hristos era în agonie și în suferință. Și nu numai Petru, da? Și ceilalți erau în aceeași situație. Adică din toți oamenii pe care Domnul Hristos ar fi putut să-i aleagă în perioada când a fost pe pământ, de ce a ales El să lucreze cu un om ca Petru, atât de aspru, de necioplit? Citiți capitolul acela din Hristos unui anumit și veți descoperi cum era caracterul acestui om. Era un om foarte greu de lucrat cu el. Iacov cu Ioan la fel. Filip, Toma, Iuda. Și putem continua cu lista aceasta, Matei și așa mai departe. De ce Domnul Hristos a ales să rămână cu cei 12? Care era motivul pentru care Domnul Hristos a continuat din nou și din nou să-i ajute pe acești ucenici? Și de ce în seara aceea, înainte de răstignirea sa, Domnul Hristos era atât de aproape împreună cu ei și dorea să le împărtășească anumite lucruri? Aș vrea să descoperim ceva deosebit, așa cum spuneam mai devreme, cu privire la o anumită latură a caracterului Dumnezeu, a unui caracter plin de iubire față de omul plin de greșeli, omul slab, omul care cade din nou și din nou.
în aceeași greșeală. Vom citi câteva paragrafe în această ocazie. Și anume, înainte de a citi primul paragraf, aș vrea să luăm ca reper în studiul acesta următoarele două întrebări. Și anume, prima întrebare la care aș vrea să răspundem prin acest studiu. De ce uneori oamenii care par oameni buni, deosebiți, ajung să facă cele mai mari greșeli? Sau sunt cei mai răi uneori? Iar a doua întrebare este următoarea. Poate Dumnezeu să mai folosească pe un om atunci când el greșește din nou și din nou? Poate Dumnezeu să mă folosească pe mine chiar atunci când în experiența mea are loc eșec după eșec și cad dintr-o greșeală în alta și continui să repet același lucru? Aș vrea să privim puțin la aceste două întrebări. Prima are de a face cu alți oameni, da? Atunci când noi poate privim la anumite persoane, la anumiți lideri, la anumiți conducători, da? Persoane pe care ni le-am fixat în mintea noastră și despre care avem o impresie bună și la un moment dat ei ne trădează încrederea și cad în anumite păcate, în anumite probleme. Și ne dezamăgesc la un moment dat. Însă a doua întrebare are de a face cu propria noastră persoană. Adică ce facem atunci când noi eșuăm atât de des în experiența noastră creștină? Vreau să ascultați următorul paragraf. Hristos Lumina Lumii, pagina 294, spune așa. Dumnezeu îi ia pe oameni așa cum sunt, cu trăsături omenești în caracterul lor și îi pregătește pentru serviciul său. Dacă vor să fie disciplinați și să învețe de la el. Vreau să spun câteva întrebări. Tu ai putea lucra într-o instituție sau ai putea să faci parte dintr-o biserică, să fii responsabil în acea biserică, de un anumit departament și să lucrezi împreună cu unul ca Petru? Ai putea să faci lucrul acesta? Ai alege să faci lucrul acesta? Sau ai prefera să schimbi instituția în care lucrezi sau să părăsești biserica în care te afli și să cauți alta în altă parte? Dacă ai fi în comitetul de numiri, cunoscând istoria și trecutul lui Iacov și Ioan, cei doi fii al lui Zebedei, fiii tunetului, ai alege tu să lucrezi cu acești oameni și să-i numești pe ei în anumite funcții? Prieteni, ați observat ce am citit în paragraful acesta din Hristos Lumina Lumii? Dumnezeu ia pe oameni așa cum sunt. Și apoi ce face El? Îi pregătește pentru serviciul Său, dacă vor să fie disciplinați. Deci se pare că Dumnezeu are o plăcere, n-aș vrea să spun neapărat o plăcere mare sau deosebită, dar vreau să spun următorul lucru. Dumnezeu iubește să ia oameni cu greșeli și să-i pună în serviciul Său. Dumnezeu face lucrul acesta. Haideți să citim un alt paragraf. Același paragraf, dar mergem puțin mai departe. Dumnezeu ia pe oameni așa cum sunt, cu trăsături omenești în caracterul lor și îi pregătește pentru serviciul Său, dacă vor să fie disciplinați și să învețe de la El. Acum fiți atenți. Ei nu sunt aleși pentru că sunt desăvârșiți, ci în ciuda nedesăvârșirilor sunt aleși pentru ca prin cunoașterea și trăirea adevărului și prin Harul lui Hristos ei să poată fi transformați după chipul Său. Deci se pare că Dumnezeu lucrează în acest mod. Și anume, El îi ia pe oamenii greșiți, oamenii slabi, oamenii nedesăvârșiți. Și îi folosește în lucrarea Lui, tocmai pentru a-i desăvârși. O metodă foarte interesantă, nu este așa? Noi de obicei când selectăm pe aceea cu care vrem să lucrăm, mă refer la lucrurile vremelnice, da? Când e vorba de o firmă, de o companie, ne uităm așa și vrem să persoana pe care o vom angaja acolo la firma noastră, da? Într-o funcție foarte importantă, vrem să aibă abilități deosebite, vrem să fie un om de bază, un om de încredere. Un om care este capabil, care poate să facă mult. Și de obicei îi selectăm pe oameni, dăm la o parte pe cei care au probleme, care nu sunt atât de capabili.
și alegem pe aceia care sunt cei mai buni. Așa procedăm noi oamenii. Însă observați că Dumnezeu nu procedează așa. El uneori se uită și dă la o parte pe cei buni pe care i-am vedea noi buni și se duce și îl alege pe acela care este poate cel mai desconsiderat, care în ochii oamenilor nu are nicio valoare, niciun preț. Dumnezeu iubește să facă lucrul acesta și m-aș bucura dacă gândul acesta va fi o mare încurajare pentru unul dintre cei care ascultă acest mesaj. S-ar putea ca uneori fiecare dintre noi să trecem prin momente de descurajare sau să avem o stimă de sine foarte scăzută, să considerăm că nu suntem importanți pentru nimeni, că suntem marginalizați din cauza anumitor situații, din cauza unei anumite circumstanțe, indiferent care ar fi problema aceea. Vreau să știi în momentul acesta că Dumnezeu iubește să facă acest lucru. El iubește să-i caute pe oamenii slabi, nepromițători, neciopliți, așa cum erau ucenicii, și vrea să-i pună în slujire, în slujba sa. Acum aș vrea să ascultați următorul lucru. Studiul nostru în această ocazie se bazează pe un pasaj din Sfânta Scriptură și aș vrea să deschidem Biblia în 2 Corinteni, capitolul 4. Poate niciodată înainte nu am înțeles gândul acesta într-un mod mai clar. Însă, în contextul a ceea ce vom studia acum, aș vrea să vedeți ce minunat strălucește acest pasaj în Sfânta Scriptură. 2 Corinteni, capitolul 4, și vom citi de la versetul 5. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Deci Dumnezeu vrea să facă un lucru. Asta ne spune aici Apostolul Pavel. Și anume, El vrea să facă să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Adică Dumnezeu vrea ca în lumea aceasta plină de întuneric, lumina cunoștinței slavei Lui să fie descoperită. Este scopul suprem al jertfei lui Iisus, al morții Lui pe cruce și este motivul de bază al chemării noastre la existență. Pentru ca noi să putem să facem cunoscut lumii slava caracterului Dumnezeu. Însă acum vreau să observați cum. Versetul următor, versetul 7. Comoara aceasta, adică care comoară? Slava lui Dumnezeu. O purtăm în niște vase de lut pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. În ce vase spune Sfânta Scriptură că este purtată această slavă a lui Dumnezeu? Vase de lut. Da, fratele meu și sora mea, eu și cu tine suntem aceste vase de lut. Ale olarului. Și Dumnezeu vrea ca în aceste vase de lut, așa cum sunt ele, slabe, imperfecte, nedesăvârșite, cu multe greșeli, supuse greșelilor și eșecului continuu, Dumnezeu vrea ca prin aceste vase de lut, lumina cunoștinței slavei Lui să strălucească. Nu este minunat lucrul acesta? Vreau să ascultăm următorul gând. Însă, înainte de a vă citi gândul acela, vreau doar să vă amintesc o frază din paragraful pe care l-am citit pentru ca să înțelegem mai bine ceea ce spune acest pasaj. Spunea în paragraful de mai sus, ei nu sunt aleși acești oameni pentru că sunt desăvârșiți, ci în ciuda nedesăvârșirilor. Gândiți-vă la următorul lucru. Dacă Dumnezeu ar vrea să-și aleagă niște ființe perfecte, care să îndeplinească o lucrare desăvârșită. Vreau să știți, dragi prieteni, că Dumnezeu are un cer întreg de astfel de ființe perfecte. Sunt îngerii lui Dumnezeu. Îngerii sunt desăvârșiți și fac o lucrare desăvârșită. Sunt gata în orice moment să răspundă chemării lui Dumnezeu și să asculte de El. Dumnezeu are ba mai mult chiar un univers întreg în care sunt lumi necăzute, iar acolo lumile acelea necăzute sunt oameni perfecți, desăvârșiți, care sunt gata să facă tot ce spune Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu ar căuta ființe desăvârșite pentru o lucrare desăvârșită, poate să aleagă din întreg universul.
Dar este o pată, este un punct în acest univers. Aici, pe planeta noastră Pământ. Unde Dumnezeu are de-a face cu ființe imperfecte și nedesăvârșite. Iar motivul pentru care Dumnezeu iubește și alege și îi place să folosească oameni nedesăvârșiți și plini de greșeli, este pentru că El vrea să demonstreze întregului univers. Și vrea să arate întregului univers cum lumina slavei cunoștinței Lui poate să strălucească printr-o ființă nedesăvârșită. Vedeți, prieteni? Vedeți care este motivul pentru care Dumnezeu ne alege pe noi, așa cum suntem slabi și nedesăvârșiți? Este pentru că El vrea să demonstreze tuturor lumilor necăzute în păcat ce poate să facă Harul Său cu viața noastră. Cum putem noi să fim transformați după chipul lui Dumnezeu? Ascultați următorul gând. Singura problemă probabilă la care ar trebui să ne gândim pe măsură ce studiem este dacă noi vom fi dispuși să lăsăm pe Dumnezeu să facă lucrarea aceasta prin viața noastră. Adică să ne folosească ca pe niște vase de lut pentru a reflecta lumina slavei sale. Citesc din nou din Hristos Lumina Lumii 296, următorul paragraf. Ca reprezentanța Lui între oameni, Hristos nu alege îngeri care n-au căzut niciodată, ci ființe omenești, oameni cu același patim ca aceia pe care caută să-i salveze. Oricât am fi de nedesăvârșiți și de păcătoși, Domnul ne oferă părtășia cu El și ucenicia lui Hristos. El ne invită să luăm parte la învățăturile dumnezeiești, pentru ca unindu-ne cu Hristos să putem face lucrările lui Dumnezeu. Și acum citează următorul gând. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la oameni. Din cauza aceasta, predicarea Evangheliei a fost încredințată oamenilor supuși greșelii și nu îngerilor. De ce? Pentru ca Dumnezeu să primească slava și puterea Lui să fie cunoscută pe acest pământ. Când El va lucra și va schimba viața unui om. Însă vreau să vedeți motivul adevărat pentru care Dumnezeu vrea să folosească oameni supuși greșelilor. Și aici este partea minunată a studiului nostru. Se vede foarte bine că puterea care lucrează prin slăbiciunea omenească este puterea care poate să-i ajute pe alții, la fel de slabi, ca noi, mă scuzați, și în felul acesta suntem încurajați, spune, să credem că puterea care poate să-i ajute pe alții, la fel de slabi ca noi, poate să ne ajute și pe noi. Deci de ce în Sfânta Scriptură avem atât de multe istorisiri, întâmplări cu oameni slabi, supuși greșelilor, care au căzut atât de mult, atât de jos? Este tocmai pentru ca noi să prindem curaj în experiența noastră. Gândiți-vă la următorul fapt. Gândiți-vă la cei 12 ucenici care noaptea aceea l-au părăsit cu toții pe Iisus. Niciunul n-a fost cu El în momentele cele mai grele. Niciunul n-a înțeles planul Lui. Niciunul n-a fost dispus să se aplece și să spele picioarele celorlalt în camera de sus. Erau oamenii aceștia oameni speciali, așa cum Iisus și-ar fi dorit să fie? În niciun caz. Erau plini de greșeli. Mai exista vreo speranță pentru ei? O, cu siguranță, prieteni. Vreau să vă gândiți la următorul lucru. Cineva ar fi putut să zică la doar câteva săptămâni după acel moment în care Petru, într-un mod rușinos, s-a lepădat de Domnul Hristos. Vă amintiți când Petru se afla acum în fața unei mari mulțimi de oameni și predica cu multă putere și îndrăzneală despre Domnul Hristos? Știați că se afla chiar în locul în care s-a lepădat de Hristos? Cu alte cuvinte, Dumnezeu te aduce înapoi în locul în care tu ai crezut ca să câștigi biruința. Și Petru acolo acum de data aceasta plin de îndrăzneală predica cu putere despre Domnul Hristos și despre moartea Lui. N-avea nicio teamă. Și în momentul în care el rostea cuvântul, s-ar putea ca cineva din mulțimea aceea care a fost prezentă și la cealaltă scenă a căderii lui Petru să spună: ia uite, ce caută Petru ăsta acum să ne vorbească el nou aici? Păi nu știe ce a făcut acum câteva săptămâni? Nu l-am văzut noi aici când s-a lepădat de Domnul Hristos de trei ori și a jurat că nu-L cunoaște? Păi ăsta să ne predice nou acum Evanghelia, să ne spună despre Domnul Hristos? Mă duc acasă, nici nu vreau să-L aud. Aceasta este o cale sau un mod în care ar fi putut reacționa cineva din mulțime. Dar vă spun, dragi prieteni, că această reacție
este de la Satana. Satana este acela care mereu privește la trecutul tău și arată la greșelile tale. Și sunt oameni care fac lucrul acesta. Însă există o altă cale să privești la aceeași problemă, la aceeași situație. Cineva ar fi putut să se uite și să spună, acesta este Petru? Petru acela care acum câteva săptămâni trecea prin acea experiență și a spus că nu cunoaște pe Iisus? Oh! Deci, vreți să ziceți că Dumnezeu îl folosește pe Petru într-o manifestare atât de minunată a puterii sale și că Duhul Sfânt este asupra lui și predică cuvântul lui Dumnezeu cu putere? O, mă bucur să știu lucrul acesta. Lucrul acesta este o mare încurajare, de fapt, pentru mine. De ce? Pentru că dacă Domnul Hristos îl poate folosi pe Petru, care a făcut o asemenea greșeală, păi înseamnă că El mă poate folosi și pe mine. Observați, prieteni, care este diferența între cele două lucruri. Poți să privești la aceeași situație și să produci, să o faci un subiect de critică. Știți, la un moment dat, tinerii studenți ar putea să murmure și să fie nemulțumiți cu privire la profesorilor. Este un profesor prea exigent, sau este un profesor care nu prea mă înțeleg bine cu el. Știți, avem diferite motive să spunem despre anumiți oameni că nu-și fac treaba cum ar trebui. Și poate că, într-adevăr, sunt niște oameni care greșesc foarte mult prin comportamentul lor, sau în biserică chiar. Putem să vorbim ca membri despre liderii noștri și să spunem, uite ce a făcut pastorul ăsta, uite ce a făcut celălalt. Putem să facem lucrul acesta. Însă, prietenea, ar fi bine dacă noi am putea să avem o altă viziune cu privire la această problemă. Nu uitați că Dumnezeu iubește să ia pe oameni așa cum sunt și să-i pune în anumite poziții, tocmai pentru a-i pregăti, a-i disciplina. Iar în timp ce tu te uiți la un anumit om care este supus greșelilor și care din nou și din nou cade și se ridică, și să nu-i mai dai nicio șansă și să-l critici într-un mod aspru, s-ar putea ca omul acela, de fapt, în experiența lui, el să fie într-o urcare continuă și într-o creștere continuă spre a ajunge acolo unde Dumnezeu vrea. Și Dumnezeu, în timp ce lucrează cu acel om, își manifestă slava Lui prin acest vas de lut. Trebuie să fim foarte atenți la modul în care privim la aceste situații. Și acum, întorcându-ne înapoi la problema aceasta, observați cum acele situații în care s-au găsit ucenicii înainte de revărsarea Duhului Sfânt, ar fi putut să reprezinte, de fapt, o încurajare în momentul în care oamenii i-au văzut stând acolo în față și predicând cu îndrăzneală. Dar mă întreb, ce a produs această schimbare radicală? Adică ce a făcut ca acel Petru, plin de greșeli, care altădată avea un temperament de care ți era frică să te apropii de el, ce a făcut ca acest om să sufere o schimbare atât de mare în viața și în experiența lui creștină? Aici este ceea ce noi putem să numim Harul lui Dumnezeu. Și vreau să vă citesc un alt paragraf. Nu doar că Harul lui Dumnezeu se manifestă schimbându-i pe oameni, dar vă amintiți când demonizații au fost vindecați de Iisus și au vrut să rămână cu El ce le-a spus Iisus? Vreau să mergeți înapoi și să spuneți celorlalți ce a făcut Dumnezeu pentru voi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu numai că te acceptă și vrea să te schimbe, dar El vrea să te și folosească în lucrarea Lui și are o lucrare pentru tine. Nu este minunat să știm acest lucru? Știți câți oameni sunt descurajați la momentul acesta și nu mai vor să facă nimic? Nici în biserică, nici în lucrarea cu ceilalți, niciunde. S-au închis într-un colț, stau indiferent și nepăsători față de toate lucrurile și se autocompătimesc, crezând că Dumnezeu i-a lepădat și că nimănui nu le mai pasă de ei. Aș vrea să înțelegem în această ocazie că Dumnezeu este interesat de astfel de cazuri și de situații. El privește la fiecare caz într-un mod special și vrea să te folosească, frate sau soră, așa cum ești tu, plin de slăbiciuni. Dumnezeu are nevoie așa cum ești. El te educă și te folosește și te desăvârșește în timp ce tu lucrezi pentru El. Ridică-te și continuă să lucrezi. Dacă Iisus l-a putut accepta pe Petru după ce a făcut o asemenea gafă în public, poate că despre tine oamenii nici măcar nu știu public ce ai făcut. Vreau să prinzi curaj în urma acestui mesaj și să faci lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de tine și are nevoie de mine, are nevoie de fiecare. Da, suntem oameni plini de greșeli, supuși greșelilor,
Dar Dumnezeu vrea să ne desăvârșească. El spune că își manifestă slava cunoștinței Lui în niște vase de lut. Nu niște vase de aur perfecte. Din contră, sunt vase nedesăvârșite. Și de ce face asta? Pentru ca să putem vedea puterea nemaipomenită a Lui Dumnezeu. Ce poate să facă El dintr-un lucru care este aproape de aruncat la gunoi? Dar nimic nu este de aruncat la gunoi pentru Dumnezeu. Arta lui Dumnezeu este să ia ceva care aproape că nu mai are nicio speranță și să facă un vas de cinste. Așa face Dumnezeu cu viețile noastre. Și haideți să-i permitem lucrul acesta. Atât de frumos spune în Divina Vindecare 99. El îi acceptă cu bucurie chiar și pe aceia de căror căi au fost jignitoare, în cel mai înalt grad înaintea sa. Când ei se căiesc, El le dă Spiritul Său Divin și îi trimite în tabăra celor neloiali Lui pentru a vesti îndurarea sa. Deci Dumnezeu te acceptă, așa cum ești, lucrează cu tine și vrea să te transforme. Și trimite în tabăra celor neloiali ca să-i aduci înapoi la lumină. Ce poate fi mai minunat decât lucrul acesta? În ciuda nedesăvârșirilor tale. Suflete care au fost degradate până la starea de instrumente ale lui Satan sunt totuși prin puterea lui Hristos transformate în mesageri ai dreptății și sunt trimise pentru a spune ce lucruri mari a făcut Domnul pentru ele și cum a avut milă față de ele. Dacă Dumnezeu a putut transforma niște demonizați, posedați toată viața lor și i-a schimbat și apoi a trimis ca mesageri ai sângetate aceea, păi am ajuns noi în starea acelor oameni? Nu cred. Dar și dacă ar fi să ajungem în starea lor, observați cum toate aceste situații sunt o încurajare pentru noi. În Sfânta Scriptură sunt câteva situații în care Biblia spune, de exemplu, despre Enoch că a fost un om pe placul lui Dumnezeu. Și Daniel la fel. Și alți câțiva oameni credincioși, despre care nu se spune nimic rău. Dar uitați-vă despre cât se spune că au fost buni și n-au avut nicio problemă în viața lor și cât sunt de partea cealaltă, unde oamenii erau plini de greșeli, plini de eșecuri, plini de căderi. Observați cât de mare este diferența, cât de mulți erau căzuți și cât de puțini au fost care, într-adevăr, au avut un raport curat de-a lungul vieții. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu și-ar dori să fie cât mai mulți asemenea lui Daniel și asemenea lui Enoch. Dar ce vreau să observăm este că Dumnezeu îi iubește pe aceia care sunt plini de greșeli și care cad din nou și din nou. Și vrea să lucreze cu ei. Nu numai că vrea să lucreze cu ei, vrea să lucreze în ei și are o lucrare pentru ei ca să vedea să facă ceva pentru salvarea altora. Nu este minunat să știm lucrul acesta. Și aici putem să vedem din nou iubirea lui Dumnezeu manifestată față de omul supus greșelii. Așa se explică că oameni plini de greșeli, defecte și așa mai departe, se află la momentul acesta în anumite poziții de răspundere. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să ne mai dea o șansă. Dumnezeu caută să-i folosească sperând ca ei să accepte disciplina lui și să-i transforme. Însă problema aceasta în încheiere, aș vrea să spun că are două fețe, două probleme. Două alte probleme pe care aș vrea să le observăm. Și aș vrea să fim atenți la următorul lucru. Vreau să folosesc un exemplu. Imaginați-vă experiența noastră creștină asemenea unor trepte care urcă, da? Urcarea acestor trepte reprezintă creșterea noastră în Hristos. Sau apropierea noastră de a fi cât mai mult asemenea lui Hristos. Și imaginați-vă aceste trepte de la 1 până la 100. Acum vă pun următoarea întrebare. Nu știu pe ce treaptă te afli tu, nu știi pe ce treaptă mă aflu eu, Dumnezeu știe viața fiecăruia dintre noi. Dar imaginați-vă că suntem la treapta, să zicem, a 5-a. Vreau să vă întreb. Care sunt oamenii care se află cel mai aproape de noi, dacă noi suntem la treapta a 5-a? Oamenii care ar fi la treptele 1, 2, 3, 4, sunteți de acord? Ei sunt mai aproape de noi, sunt în partea de jos, dar sunt totuși am putea să spunem, în proximitatea noastră. Putem să-i ajungem, putem să ne ajutăm. Și de asemenea, cei care sunt puțin mai sus decât noi, 5, 6, 7 și așa mai departe. Dar cu cât unii sunt mai sus de noi, cu atât este mai mult imposibil să-i ajutăm pe aceea. Gândul acesta ar trebui să fie o încurajare. S-ar putea ca tu în momentul acesta să te afli pe o treaptă de jos. Adică să nu fii exact acolo unde Dumnezeu își dorește și unde tu ți-ai dori în experiența ta creștină. Dar nu uita că Dumnezeu te poate folosi exact acolo unde te afli, să-i ajuți pe cei care sunt asemenea ție acolo jos. Tu dacă ești la treapta 100, nu ai cum să întinzi mâna și să-l ajuți pe cel care este la prima treaptă. Întotdeauna oamenii care au trecut prin
și-au suferit aceste dezamăgiri în urma eșecului și a căderii, în experiența personală, sunt cei mai pregătiți să-i ajute pe cei care au trecut pe acolo din nou. Adică dacă vine la mine un frate care a trecut printr-o experiență tristă și a crezut la un moment dat în experiența lui, da? În umblarea lui cu Dumnezeu, și eu acum sunt cumva în aceeași situație și am repetat aceeași greșeală, nu este o încurajare ca omul acesta să-mi spună, uite, cândva și eu am căzut acolo, dar Dumnezeu m-a ajutat să mă întorc. Și uite acum ce minunat mă folosește Dumnezeu în această lucrare. Nu este lucrul acesta, spuneam, o încurajare pentru cel care este căzut în aceeași problemă? Observați așadar că chiar și atunci când noi ne aflăm mai jos în legătura noastră cu Dumnezeu, în experiența noastră creștină, noi putem să fim folosiți, chiar acolo fiind, ca o sursă de a încuraja pe alții sau de a fi noi încurajați de cei care au trecut prin aceeași experiență? Aș vrea să vă gândiți la următorul gând. Trebuie să fim foarte atenți. Sunt unii oameni care sunt plini de dorința de a face reformă în biserică. Și ei înșiși au parte de această experiență în viața lor și manifestă, da, spiritul reformei adevărate. Ceea ce este ok, este bine. Însă au un spirit nepotrivit când se uită la alții care încă n-au făcut reformă în toate aspectele pe care ei consideră că trebuie schimbate, da? Și poate chiar sunt lucruri care, într-adevăr, lipsesc în viața acestor oameni. Fiți atenți cum priviți la acești oameni și îi denunțați, spunând că ei nu sunt cu Hristos și că Duhul Sfânt nu-i poate folosi. Este fals lucrul acesta, prieteni. Și am să vă explic de ce. Imaginați-vă în experiența aceasta creștină 10 trepte, da? De la 1 la 10. Haideți să spunem 20 de trepte. Și privim la această imagine. Pe treapta a 10-a vedem două persoane. Ambii se află pe aceeași scară, da? Pe aceeași treaptă. Și privind așa din exterior, am spune următorul lucru. Măi, după cum se vede, oamenii aceștia au amândoi experiență deosebită cu Dumnezeu. Ambii sunt pe calea cea dreaptă. Noi credem că ambii îl iubesc pe Dumnezeu și, uite, roadele se și văd. Ambii slujesc lui Dumnezeu într-un anumit fel. Deci, cu alte cuvinte, s-ar putea ca să judecăm din exterior că aceste două persoane sunt egali din acest punct de vedere. Da? Însă gândiți-vă la următorul lucru. Ceea ce noi s-ar putea să nu știm despre acele persoane este că unul dintre ei, săptămâna trecută, a făcut pasul de pe treapta a 9-a, pe treapta a 10-a, adică a urcat mai sus în experiența lui cu Dumnezeu. Iar celălalt care se află tot pe treapta a 10-a, el a făcut exact opusul, și anume a fost pe treapta a 11-a, dar a coborât mai jos în experiența lui cu Dumnezeu. Adică diferența care este? Unul merge în sus către ceruri și unul coboară în jos către iad. Dar privind din exterior lucrurile, fără să cunoaștem amănuntele, ne putem să spunem că amândoi sunt la un nivel și la o experiență spirituală înaltă cu Dumnezeu. Observați care este problema, prieteni? Și putem să fim înșelați de aparențe. Acum nu spun că este treaba noastră să stabilim cine pe ce treaptă se află, dar aș vrea să înțelegem un lucru și un adevăr important. Avem două paragrafe, Mărturii, volumul 187 și Mărturii, volumul 5, pagina 81. În primul paragraf, Dumnezeu ne vorbește despre o categorie de oameni care zi după zi fac față cu succes fiecare etape și ei pas cu pas urcă pe scara aceasta a neprihănirii lui Dumnezeu. Orice test pe care Dumnezeu îl aduce înaintea lor, ei îl trec cu bine și urcă mai sus în experiența lor și mai sus și primesc tot ce vine din partea lui Dumnezeu. Aceștia sunt cei care se îndreaptă către ceruri. Iar în cealaltă experiență, Ellen White i-a văzut pe aceia care pas cu pas cedează influențelor lumești și se îndreaptă în jos, către iad. Lucrul pe care aș vrea să-l înțelegem în această ocazie este următorul. Nu contează cât de sus sau de jos te afli în experiența ta personală cu Dumnezeu, ci contează în ce direcție te îndrepți. Contează în ce direcție mergi. Dacă tu mergi în sus, slavă lui Dumnezeu, tu ai toate șansele să fii salvat. Dar dacă tu ai fost undeva sus și acum ai început să cobori înapoi, situația ta este una foarte disperată. Este o situație groaznică. Pentru că aș vrea să vă spun care este problema. Imaginați-vă o întâlnire făcută în cadrul bisericii. Și la întâlnirea aceasta de tineret se aduc mâncăruri, băutură,
nu dintre cele mai sănătoase, dar nu nici dintre cele păcătoase, dar este întâlnirea bisericii. Și imaginați-vă un fel de sărbătoare în aceasta mai libertină, cumva, în cadrul tinerilor adventiști. Acum, la această sărbătoare s-ar putea să participe doi tineri care aparent să fie văzuți ca fiind pe aceeași treaptă, așa cum explicam. Însă noi nu știm următorul lucru, că un tânăr care a venit la această întâlnire socială a bisericii adventiste, el a făcut pentru prima dată lucrul acesta în viața lui și a lăsat în urma lui cluburile de noapte și barurile pe care le frecventa. Cu alte cuvinte, el a urcat mai sus în experiența lui cu Dumnezeu. Iar un alt tânăr care se află la aceeași întâlnire, obișnuia să nu ia parte la astfel de întâlniri sociale ale bisericii, chiar dacă sunt în numele lui Dumnezeu organizate și în numele bisericii. Lui plăcea mai mult să petreacă timpul în acele atmosfere care dau slavă lui Dumnezeu tot timpul. Iar tânărul acesta, relaxându-se și lăsând deoparte acea seriozitate cu care înainte slujise pe Dumnezeu, el a coborât treapta venind la aceeași întâlnire. Acum observați că unul merge în jos în timp ce altul urcă în sus? Da, unul coboară în timp ce celălalt urcă? Observați diferența în aceste situații? Și observați de ce este important ca noi să nu judecăm, să nu analizăm după gândirea noastră limitată. Și să nu limităm pe Dumnezeu în modul în care vrea să folosească pe anumite persoane. Este greșit, dragi prieteni, să judecăm anumiți oameni. Pentru că niciodată noi nu vom cunoaște pe deplin experiența lor. Aș vrea totuși să încheie cu următorul lucru. Și anume, vreau să știți că gândul acesta cu care am început mesajul în această ocazie, și anume cei 12 ucenici care se aflau împreună cu Domnul Iisus, care au fost luați așa cum erau ei, plini de greșeli. Și Domnul Hristos, plin de răbdare, a lucrat cu ei și i-a pregătit. Uitați-vă ce caracter au dezvoltat oamenii aceștia. Și câtă speranță există pentru noi cei care suntem astăzi, în generația aceasta, ultima generație de pe acest pământ, să avem experiența lor. Însă nu uitați un lucru, prieteni. Dumnezeu iubește să-i folosească pe oamenii plini de greșeli. Și cu siguranță și tu ești inclus acolo. Vreau să ai curaj să crezi lucrul acesta din toată inima. Dumnezeu a făcut lucrul acesta cu viața fiecăruia dintre noi. Nici eu nu mă simt vrednic să fiu unde sunt astăzi. Spune Pavel la un moment dat, Dumnezeu, haideți să citim pasajul acesta și să încheiem cu el. 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 5. Spune așa. Da, vă amintiți de Apostolul Pavel când spunea așa, versetul 15. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Iubește Dumnezeu să lucreze cu păcătoși și cu cei care sunt greșiți. O, da, prieteni. Uitați-vă și la viața lui Pavel, ce minune a făcut Dumnezeu în el. Era un ucigaș, după aceea a devenit cel mai mare apostol. Vă spuneam că imaginea aceea este pictată uneori de artiști, cinea cea de taină, când Domnul Hristos se află la masă cu cei 12 și uneori fețele lor sunt reprezentate ca fiind în vârstă. Însă vreau să știți că ucenicii la momentul acela nu erau deloc în vârstă. Erau niște tineri, neexperimentați, plini de greșeli. Și este o încurajare pentru noi cei tineri de astăzi. Dumnezeu iubește să ia tineri așa cum sunt ei, plini de greșeli. Nu contează ce ai făcut în trecutul tău, nu contează cât de multe păcate. Și chiar în prezent, dacă încă te mai lupți cu anumite lucruri, în ciuda acestor lucruri, Dumnezeu vrea să te folosească. El te desăvârșește folosindu-te. Nu așteaptă întâi să fii desăvârșit și apoi să te folosească. Haideți să-i permitem lui Dumnezeu să facă lucrul acesta cu noi. Și mă rog ca Dumnezeu să pună în mintea noastră această dorință sinceră de a ne lăsa transformați de El. Și fie ca mesajul acesta să reprezinte o încurajare pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze.